au cuvinte urâte unii dintre ei vis-a-vis de acest oraș, care în opinia mea și în opinia prietenilor mei, colegilor mei, este un oraș minunat de la Malul Dunării. Această atitudine s-a accentuat acum în campania electorală, când avem o atitudine de desconsiderare a orașului, uitând că orașul este mama noastră. Este cel care ne-a hrănit, practic, cel care ne-a hrănit și bunicii și părinții și iată ne hrănește și pe noi. Un oraș minunat despre care unii dintre noi au cuvinte urâte. Ne aflăm pe strada Domnească, o stradă despre care vorbesc cu emoție, pentru că pe această stradă s-au plimbat și înaintașii mei, și înaintașii dumneavoastră, și înaintașii domnului Ghețu. Au trecut pe aici bunicii noștri și era locul de promenadă, locul unde s-au înfiripat iubiri, locul unde s-au făcut cunoștințe și locul unde s-au creat povești foarte, foarte frumoase despre Galați, strada Domnească. De aceea am o vehemență oarecare vis-a-vis de cei care desconsideră acest oraș. Avem o faleză extraordinară. Domnul Jeașcu, îmi încarc bateriile la Dunăre. Foarte puțini oameni ajung la malul Dunării și nu înțeleg de ce. Avem o faleză extraordinară și nu reușim să ieșim dintre betoanele de la blocuri. Acest lucru este extrem, extrem de îngrijorător. Pentru că ne ieșim din habitatul acela al nostru înțesat de betoane, avem uneori tendința de a considera că orașul se limitează la micul nostru sau marele nostru cartier. Avem un oraș frumos, un oraș extrem de curat și un oraș condus bine. Avem un primar bun, Marius Stan, care trebuie ajutat ca dintr-un primar bun să devină un primar și mai bun. Și poate să facă acest lucru împreună cu echipa sa de la UNPR. Iată UNPR-ul a reușit să-și facă o echipă extrem de competitivă. Putem vorbi aici despre un Ghețu Ilie, un om de mare calitate, Oancea Cornel, Marian Alexandru, Malinovic Victor, Popa Paul, Dima Georgică. Deci sunt oameni minunați, minunați ai urbei noastre, oameni pe care am convins împreună cu primarul Marius Stan să vină alături de noi în acest proiect al Uniunii Naționale pentru Progresul României. Oamenii trebuie să știe că votând Vulturul, poziția numărul 2 pe buletinul de vot, votând UNPR-ul, practic dăm o șansă primarului Marius Stan să aibă consilierii domniei sale și să luptăm împreună pentru binele gălățenilor. Poate vi se pare la un moment dat un limbaj prea, prea strict, uneori prea tehnic, dar acum în preajma alegerilor oamenii trebuie să știe că buletinul de vot, cele trei buletine de vot pe care le vor primi înainte de a intra în cabina de vot, se referă la primar, Consiliul Local și Consiliul Județean. Iar primarul, atât primarul cât și Consiliul Local și Consiliul Județean, de la UNPR, mă refer de UNPR, se află la poziția numărul 2 pe orice buletin de vot. Îi rog pe cetățeni, pe cei care mă cunosc, cei cărora poate în viața asta le-am făcut un bine, cei cărora le port un respect nemărginit, să voteze lista UNPR-ului și pe primarul Marius Stan. Și veți vedea, dragii mei, că acea mare, propunere de a face subtraversarea de la Dunăre se va concretiza în mandatul următor. Vom lega cele două provincii istorice ale României, Moldova și Dobrogea, și vom crea un culoar de întrepătrunderea celor două județe mari ale României, astfel încât în Galați, datorită acestei subtraversări, șomajul va fi zero. Vă aștept la vot, dragii mei, votați UNPR-ul, votați Marius Stan primar și dați lui Marius Stan o listă de consilieri locale, astfel încât să fie alături de gălățeni și să lucreze, să muncească efectiv cu mânecile suflecate pentru binele gălățenilor.